Fetelor cu dragoste, acum stați. Te rog, la capitolul ăsta. Bine, ne iubim de nu mai putem. Cu dragostea o să... Cu dragostea pentru muzică. Exact, stăm foarte bine. Și cu dragostea așa pentru un bărbat? Eu sunt cu cineva și cred că asta se știe deja. Și sunt... Sunt fericită. Voiam să eu sunt conduc... liberă, sunt singură și disponibilă. Deci, băieți, ați văzut, da? Ana, nu doar că este o fată extrem de frumoasă, care arată foarte bine, vă spun sincer, o admiram mai devreme că nu are celulită, am întrebat-o și dacă face sport. În pofida faptului că are 40 de kilograme, este și o femeie puternică, atât din punct de vedere emoțional și psihic, dar și fizic. Așa că eu zic că e o partidă bună. Da. Da, numai că nu vă înghesuiți pentru că am eu deja niște oameni care trebuie să treacă printr-un filtru, așa să vedem dacă sunt ok. Dacă se încadrează sau nu, exact. Da. Să știți care pretenții mari, totuși. Da, chiar sunt pretențiile alea standard, în primul rând. Și eu am pretenții mari, de bun simț, de niște lucruri care există mai rar în ultimul rând.